Până la urmă, președintele este în folosul poporului și este în subordinea poporului. Tot ce face președintele, tot ce face fiecare ministru, prim-ministru, trebuie să aducă beneficii poporului. Dacă nu aduc beneficii afară, de aceea fiecare vizită externă trebuie să aibă un efect. Până la urmă, președintele este în folosul poporului și este în subordinea poporului. Tot ce face președintele, tot ce face fiecare ministru, prim-ministru, trebuie să aducă beneficii poporului. Dacă nu aduc beneficii afară, de aceea fiecare vizită externă trebuie să aibă un efect. Dacă nu aduc beneficii afară.